În contextul măsurilor de austeritate prevăzute în ordonanța promulgată de președintele țării pe 26 octombrie 2023, multe dintre evenimentele care aveau să aibă loc la final de an nu mai pot fi organizate, deoarece nu pot fi alocate sumele necesare desfășurărilor. Din suma maximă de 500.000 de lei alocată în Consiliul Local pentru evenimente precum Nunta de Aur, Gala Excelenței în Educație sau concerte cu artiști consacrați, doar 80.000 de lei mai pot fi folosiți și vor finanța, cel mai probabil, Caleașca lui Moș Crăciun, focul de artificii de Revelion și Festivalul de Datini și Obiceiuri Roman Metropolitan. Alți 67.000 de lei ar putea veni prin parteneriat cu o firmă de evenimente, asigurând astfel costurile legate de spectacole și de scenă. Totodată, prevederile ordonanței austerității arată că firmele private pot sponsoriza sau dona sume de bani administrațiilor locale pentru desfășurarea unor evenimente precum cele tradiționale de sfârșit de an la Roman. În acest caz, însă, donațiile nu pot fi condiționate, chiar dacă multe societăți prind contracte periodic cu primăria. O să facem tot posibilul ca, în funcție de sumă, e vorba în final de o sumă de circa 80.000 de lei pe care o putem aloca pentru, din partea primăriei, să organizăm și câteva evenimente care considerăm noi că trebuie să aibă loc în Roma, iar pentru acest lucru vom apela și la parteneriatul cu organizatorul de evenimente și dorim ca acea contribuție pe care o va aduce să rotunjească necesarul de care noi avem nevoie. Și pentru acest sfârșit de an, așa cum am mai spus, vom dori să menținem activitatea de Crăciun cu cadouri pentru copii, Caleașca lui Moș Crăciun. Voi avea discuții și cu colegii din Asociația Roman Metropolitan, atât prin efortul nostru, dar poate și cu un sprijin din partea lor, să putem organiza și acel eveniment cu obiceiurile și datinele din sărbătorile de iarnă, așa cum a fost și în anii anteriori. Și bineînțeles, seara de Revelion, spectacol și focul de artificii de la ora 12. Totodată dorim să organizăm și un spectacol de colinde, cum am făcut anul trecut, dar în acest an să-l facem aici în sala primăriei, ca un eveniment ce ne dorim să facă parte din calendarul activităților de sărbători, cu un impact financiar mai mic, dar cred eu cu un efect destul de bun. De aceea, așa cum v-am spus, cu suma care o avem la dispoziție, cu evaluările care le-am făcut și cu o contribuție estimată undeva la 67.000 din partea organizatorului de evenimente, care va avea în sarcină atât ceea ce înseamnă partea de spectacol, cât și de scenă pentru acest sfârșit de an. Ni s-au comunicat și soliștii care pot participa și pot încânta romașcanii. Sunt patru nume pe această listă: Brândușa Covaliuc Ciobanu, Constantin Bahrin, Cristina Ene și Elena Mândrescu. Sunt numele pe care noi ne bazăm în acest sfârșit de an pentru un spectacol. Sigur, așa cum cred că înțelegeți și dumneavoastră, în acest sfârșit de an a fost o perioadă atât de scurtă încât să mai poți să găsești pe cineva, să poți să-i faci un program, să poți să te încadrezi în onorariile cerute. Astfel că, v-am spus, tot cu scenă, cu achitarea tuturor taxelor și a prestațiilor care se ridică la 67.000 și care vor fi suportate de către partener, vom intra într-o ședință de Consiliu Local de îndată pentru a modifica hotărârea veche și a face posibilă demararea acestor proceduri pentru organizarea evenimentelor din sfârșitul acestui an. Din punct de vedere legislativ, așa este, este posibilitatea legală ca din fonduri provenite din donații și sponsorizări de orice fel, de la oricine, putem utiliza aceste fonduri pentru creșterea disponibilului în această situație și, sigur,
Acum că mi-am adus aminte și mi-ați adus aminte și dumneavoastră, transmit acest mesaj către, prin intermediul dumneavoastră, celor care ne urmăresc, ne aud sau poate vor auzi de acest apel, că pot face o astfel de activitate caritabilă, de o sprijinire pentru activitățile de sărbători, pentru a crește numărul de, zicem, de pachete pentru copii de Crăciun sau a face anumite activități, chiar cu impunere. Dom'le, eu vreau să fac o activitate de tipul și vreau să sprijin această activitate, suntem deschiși să discutăm și chiar le mulțumesc anticipat. Nu aș vrea să, cum să spunem, să amestecăm capra cu varză. Cine își face sau are o treabă, trebuie să-și facă treaba care, pentru care are un contract, nu trebuie să existe o nicio condiționare, nicio obligare. Evenimente precum Nunta de Aur sau Gala Excelenței în Educație vor fi cel mai probabil amânate pentru anul viitor, când se va vota bugetul și se va stabili dacă pot sau nu să fie suportate din bugetul local.